Deci a fost vorba de să dăm matricea A de X egal cu X minus 1, 1, X minus 1. Și prima chestiune este să rezolvăm determinantul A de X minus I2 egal cu 1. De ce facem A de X minus I2 mai întâi? Adică X minus 1, 1, 1, X minus 1, minus 1, 0, 0, 1, și egal cu matricea. Matricea X minus 2. X minus 2. 1. 1. 1 și X 1, minus 2. Și X minus 2. Da. Și acum, det de A de X minus 2, det de A de X minus I2, egală cu determinantul acesta. Da. X minus 2. Adică determinantul X minus 2, 1, 1 și X minus 2. Și egal cu? Egal cu X minus 2 pe lângă X minus 2. Aici X minus 2 la pătrat. Da, X minus 2 la pătrat. Minus 1. Și acum avem de rezolvat ecuația asta la pătrat minus 1 egal cu 1, nu? Da. Deci, în practic avem X minus 2 la pătrat minus 1 e egal cu 1. X pătrat minus 1 echivalent, o să spune că X pătrat minus 2, X pătrat minus 2X plus 4 minus 4X. Că de 2 da, minus 4X minus 4X plus 4 minus 1 egal cu 1. Adică minus 1 egal 0. Am dus și cu 1, stai astea. Echivalent cu a spune că x pătrat minus 4x x pătrat minus 4x egal cu 0. Cum e cu minus 4x? Minus 4x plus 4. Păi plus 4 minus 2. Minus pe adică plus 2. Păi nu am dus pe 1 stânga și era un minus 1 înainte. Și cu minus 4 minus 2 face 2. 2. Tu să mai plus 4. Deci x pătrat minus 4x plus 2, 2 egal cu 0. Egal cu 0. Și? 4 la 5. Da. X 1, 2, hai. Radicalul 8 se zice 4 ori 2, 2 radical din 2. Și X egal cu 4 ori 2 radical din 2 supra 2. Scoatem un 2 factor comun. 2 pe lângă. 2 pe lângă 2 minus. Da. 2 pe lângă 2. 2. 2 pe lângă 2 minus. Hai. Radical din 2. Da. Am văzut. Da, am văzut acum. Să
2 minus radical din 2. Deci 2 plus radical din 2 și 2 minus radical din 2, da? Da. Astea sunt cele două valori. Și atunci, da, am rezolvat problema ca așa cerea, nu? Da. Ceea ce vreau să se... Determinantul A de X minus Y2 este egal cu 1. Și am rezolvat ecuația egal cu 2. Deci X1 egal cu 2 plus radical din 2. Și Y2 egal cu 2 minus radical din 2. Astea cele două valori. Am înțeles. Altceva? Aflați X aparține lui R, știind că determinantul de A de 2 la X egal cu 0. Deci determinant de A de 2 la X. A de 2 la X egal cu 0. Ții minte ce determinant de A de 2 la X. A de 2. Bun. O să facem determinant de A de X și până ce îmi dă expresie ce mă prind pe X cu 2 la X, nu? Da. Deci zicem determinant de A de X. Și este egal cu... N-am făcut asta. Egal cu cine? Ce zic mai? Păi, X minus 1. X minus 1 la pătrat. La pătrat. Minus 1. Minus 1. Echivalent. Egal. Mai departe cu? X pătrat. Așa. Minus 2X. Da. Plus 1, minus 1. E egal cu X pătrat minus 2X. Asta este, nu? Da. Și acum, det de... A de, de A de 2 la X egal cu cine? Înlocuim X-ul cu 2 la X. Adică? 2 la X tot la a doua, da? Minus 2 la X. Asta este. Da. Și cu cine trebuia să fie egal? Egal cu 0. Deci noi am avut det de A de 2 la X egal cu 0, echivalent. Deci det de 2 la x egal cu 0, echivalent cu a spune că 2 la x totul la pătrat. 2 la x totul la pătrat minus 2 la x egal cu? Egal cu 0. Egal cu 0. Prim pe 2 la x egal cu t. Deci 2 la x egal cu t. Și echivalent cu t pătrat minus 2t egal cu 0. Înseamnă deci t pătrat minus 2t egal cu 0? Delta egal cu 0. Deci să faci delta mai aici, că e articular. Mergi cu delta peste timpul. Nu se observă că putem face ceva aici. Scoatem pe T factor cum? Îi se mână mai repede. T pe lângă T minus 2. Da. Egal cu 0. Egal cu 0. Asta înseamnă T1 egal cu 0. 0 și... Adică asta din ce față, da? Da. Și T2. T2 nu-l găsesc. Egal cu 1 minus 2. Cu 2? A, cu 2, da. E T minus 2 egal 0, T egal cu 2. Da. Deci pe rând fiecare cu șansă să fie 0. Fie ăsta e 0, fie cel paranteză e 0. Da. Deci a doua valoare, T2 egal cu 2. Da. Și cine a fost T1? 2 la X. 2 la X. Da. Deci avem o dată 2 la X. 2 la X. Egal cu 0. 0. Ce părere ai? Se poate ceva? Nu se poate. Deci dacă nu-i stric pozitiv, nu discutăm. Da. Deci e imposibil. Și cealaltă variantă, 2x egal cu 2. Egal cu 2. 2 rezultă x egal cu 1. X egal cu 1. Da. Alt punct.
următorul 10 zile. Deci, o să termină, adică unul, da? Algebra, cum se zice, da? Da. Deci, ce-am spus aici? Ce-am urmărit aici? A de x minus i2, adică operație cu matrix, scăderea aceea și determinat de ordin 2, nu? Da. Și apoi mai fost la prima, ce-a fost? Det de a de x minus i2 egal cu... Ce-a fost? Deci... Nu. Doilea subiectiteță. Care a fost? Care e al doilea subiectiteță? Fie matricea, calculația de 3 și de rând sunt fost operați cu matrici. Da. Dar nu mai pentru că poți, de fapt, și ce ori este cu a de x minus i2. Așa, nu ți-ai spus. Ai dat-o pe o parte. Nu mai o parte, că ți-o mai interesant. Da. Deci, tot așa. Operații cu matrici. Cu matrici. Am mai întâlnit aici determinanți de ordin 2 și rezolvarea unei ecuații exponențiale. Este exact cum s-a întâmplat și mai sunt, da? Bun, n-are să mai leau. Altceva? Studiați existența limitelor. Da. Funcție f definită pe de dată de f de x egal cu acoladă 3 la x minus 1 minus deci 2. 3 la x minus 1 minus sus 1. Da. Sus sau jos? Da, 3 la x minus 1 sus. Așa. Minus 1 și minus 1 jos, da? Da. Supra 3 la x minus 3 3 la x minus 3, x la mare sau egal ca 1. Da. Și sinus de 3x minus 3 supra a pe lângă x pătrat minus 1. A pe lângă x pătrat minus 1, da? X mai mic ca 1. Aibă limită în x0, egal cu 1. Deci să aibă limită în punctul x0, egal cu 1. Limită la stângă și la dreapta. Sigur, da. Limită la stângă la dreapta lui 1, da? Da. Pornim. Noi prima vine limită la dreapta în 1. El de 1, egal cu limită. Limită pentru x tinde la 1. Ca 1 din 3 la x minus 1 minus 1 supra 3x minus 3. Dacă mă găsi pe 1, cât faci? 1 minus 1, 0. Da, sus da 0 și în jos 0. Suntem în cazul 0 pe 0. 0 pe 0. Păi... Este greu fundamentală. Dar până în alta, hai să scoatem pe 3 factori forța în jos aici. Da. Deci egal cu limită. Limită pentru x tinde la 1. Din 3 la x minus 1 minus 1. Supra 3 la x minus 3 supra... Păi dacă scoateți pe 3 factori forța. Pardon, vine... 3, un factor forța. Scoatem pe 3. 3 pe lângă x minus 1. 3 la... 3 la să scade exponenția, este 1. 3 la x minus 1. 3, da. 3 la x minus 1. Da. 3 la x minus 1 și minus 1 la bază. Da. Ne înțeles aici. Deci îl scoatem pe 3 în factor comun. Da. Și... Când am scos pe 3, a rămas 1 aici, iar aici exponentul s-a obișorat cu 1. Cum se împar două puteri care au aceeași bază, scopi baza și scade exponenții. Dar nu e, ați greșit dumneavoastră, e 3x minus 1, nu e 3 la x.
De aia mă uitam, că l-am spus ca 3 pe lângă x minus 1. Factor comun. Așa. Păi dar tu trebuie să uiți pe aici. Deci 3 pe lângă x, 3x plus 3. Da, 3x minus 3. Așa, 3x plus 3. Și acum îți modific aici, da? Da. 3x minus 3. Și acum scoate, mi-e 3 factori comuni, nu? Că da. Și vine 3 pe lângă, lângă x minus 1. X minus 1. Și asta este o fundamentală. Cât este asta? Am dat-o aici. A la... Mulțumim spre de x, faci logaritmul din A. Aici este 3 la... 3 la x minus 1 minus 1 spre x minus 1. Expresia de x este x minus 1. Și mă pui pe x cu 1, face 0. 0. Și cât va face asta în cadrat? Logar natural. Logaritm natural din... Din? Ce? Din 3, mă. A, da. Păi 3, că în loc de A de aici, în loc de A de aici, acum am 3. Avem 3, da. Logaritm... Și rămâne 1 pe 3, deci vine 1 pe 3, ori logar natural din 3. Adică cât am logar natural din 3? Pe 3. Da. Asta este la dreapta. La stânga. La stânga lui Dumnezeu, egal cu limită, pentru x tinde la 1, tinde la 1, din expresia din stânga, din sinus de, sinus de 3x minus 3, 3x minus 3 supra a pe lângă x pătrat minus 1. Așa. Și egal cu limită, pentru x tinde la 1, din sinus de... Sinus de 0. Sinus de 0 pe 0, sigur. Da, vine 0 pe 0. De acord. Dar ca să fie fundamental, la sinus cine, cum arată? N-am văzut pe asta, dar exact ca la tangent este. Ce spune la tangent? Tangent de de x face 1. Dacă locuim, expresia e de x0 face 0. 0. Ei. Și ce zicem acum? Care e expresia la mea? 3x minus 3. Deci trebuie să pun în jos 3x minus 3. Deci o să zicem sinus de 3x minus 3 supra 3x minus 3. Când așa zice formula. Ori 3x minus 3 sus. Și ce mai era jos? A pe lângă x pătrat minus 1. A pe lângă x pătrat minus 1. Nu simplificăm asta cu asta, că le-am pus cu noi. Ca să ne ajute aici. Și asta face 1. Și va fi egal mai departe cu limită pentru x. Extinde la 1 din 3x minus 3 a pe lângă x pătrat minus 1. Egal cu limită pentru x tinde la 1 din, se poate scoate un 3 în factor comun, 3 pe lângă x minus 1, da, supra a pe lângă, a pe lângă, în loc de x pătrat minus 1, zicem ce? X minus 1 pe lângă? X plus 1. Și x minus 1 pe lângă se simplifică. Simplifică și vine 3 supra. 3 supra a pe lângă x plus 1. A pe lângă x plus 1. Limite, limite, limite. Da, limite. Pentru x tinde la 1. Și acum locuim pe x cu 1 și vom avea 3 supra. 3 supra. A pe lângă. A pe lângă. 1 plus 1, 2. Deci egal cu 3 supra 2a. 3 supra 2a. Cât o dat la stânga? La stânga, nu, la dreapta. La dreapta, logaritmul din 3 pe 3. Și asta a dat 3 pe 2a. Și egalăm. Deci există limită pentru x tinde la 1
din f de x, dacă și mai dacă cele două laterale sunt egale. Dacă și mai dacă logaritmul din 3 supra 3 este egal cu 3 supra 2a. Așa vine. Și asta deci echivalent. Face prosumerul plus extern, nu? Logaritmul natural. Din aur, invers, zicem, 2a logaritmul natural din 3, da. Totul nu este, dar e mai combinare, zic, 3 ori 2a, da. E egal cu 9. Egal cu 9. Și scoatem pe a de aici, egal cu 9 pe 2 logaritmul din 3. Da. A egal cu 9 supra 2 natural din 3. Și l-am găsit pe A. Deci l-am găsit pe A cu condiția impusă. Ce a fost aici? Care a fost noutate aici? A fost tot aceeași limită fundamentală. Deci cele două subiecte sunt asemănătoare, ca și cum ar fi numărul 2. Da? Le-au echilibrat așa. Și în loc de tangent, aici a fost sinusul. Deci nimic deosebit. Așa că nici nu mai notez, pentru că ele respectă aceeași, nu? Același conținut. Mai o limită? E cam asta, nu? Da. Așadar că ne oprim aici. Ce trebuie să spun? Mâneteză ai spus, nu? Bine. Bine, nu. Deci ne mai puteam trimis și mâine, nu? Da. Bine, tot așa cu subiecte pregătite, ca să mai lucrăm. Da. Deci trebuie studii fundamentale, antrenament făcut aici, ca să poți să faci față. Ne oprim aici, de deci, mult. Mai vorbim cât de aproape 10, mă, cât de ceasul? Până 6 minute. 6 minute. Așa, să... Nu nici noi către fusele. Asta ștergi tu. Da, da, o știi că asta de regulă o faci tu fără, da, da. Fără să spun ea.